Domn profesor, bun găsit! A antrenat grupa de juniori născuți în 2015 în Universitatea Craiova. Cum sunt copiii la această vârstă? Cum să vă spun, eu lucrez aproape de 5 ani cu copiii la club. Am început cu grupa 2008 și erau destul de tineri atunci, aveau în jur de 9 ani. Acum e un pic mai dificil pentru că acești copii abia au împlinit 7 ani. Ei, de fapt, acum învață ABC-ul fotbalului, fără de care nu se poate. Echipa, cum să vă spun, n-am găsit o echipă, pentru că nu erau copii la această grupă. Au început să vină în jurul anului trecut, noiembrie-decembrie, și pe parcursul timpului s-au perindat foarte mulți copii, pentru că mergem la o selecție continuă, nu putem să mergem chiar cu toți copiii, pentru că nu toți sunt înzestrați pentru fotbal. Destul de greu, pentru că, vedeți, suntem la faza de inițiere și contează foarte mult deprinderile pe care și le fac. Dacă pleacă bine, o să le fie mai ușor pe parcurs. Dar, cum v-am spus, ca și la școală, nu toți copiii sunt premiați. Sunt copii și de 10, sunt copii și de 8 și de 7. Noi căutăm să îi luăm pe cei de la 8 în sus. Mă gândesc că pentru ei e mai mult o joacă acum. La început, da, a fost o joacă. Însă, vedeți, dacă nu îi pui să facă ceva la fiecare antrenament în plus, ei trebuie să câștige tot timpul, pentru că altfel o să se plictisească. Nu poți să faci la fiecare antrenament același lucru. Trebuie să-i motivez într-un fel să facă mai mult decât pot. Numai așa pot să se perfecționeze și să câștige. Adversarii cum sunt la acest nivel de vârstă în județul nostru? Anul acesta, în mai, ceva de genul ăsta, am avut primul meu meci cu grupa de 2015. Am jucat cu cei de la Gică Popescu. Și ne-au bătut, ca să zic așa, de ne-au rupt. Pentru că jucătorii noștri nu jucaseră nimic până atunci, nu știau nici să stea în teren și nu erau cei mai buni. Acum câteva luni am fost la un turneu și le-am întors obrazul cum ar veni și am bătut noi de ne-au rupt. Pentru că au venit copii foarte buni, am avut o arie de selecție destul de bună, și din 24 de copii am rămas doar cu 14, iar în următorul timp cred că o să rămânem la 12 pentru ca antrenamentele să devină mai bune. Că nu poți să faci anumite lucruri cu jucători care nu au inclinație către fotbal. La Universitatea Craiova trebuie să căutăm cei mai buni. Aveți vreun obiectiv legat de această grupă, nu știu, să-i duceți până la nivelul, nu știu, mă gândesc, Liga Elitelor, poate în viitor, peste mulți ani? Eu sper să ajungă câțiva din ei acolo, pentru că, vedeți, la noi grupele o să le preia alți antrenori de la alte vârste. De fapt, ei o să termine perioada asta de inițiere, pentru că ea este absolut necesară să înceapă un nou mod de pregătire. Deocamdată ei încearcă să dezvolte preluarea pasului și orientarea în teren. Apoi intervin altele, jocul de echipă, care la noi nu se poate pune, jucăm 4+1 și nu poți să faci și tactic la 4+1. Pentru ei, adevărata provocare va fi când vor ajunge să joace 11-11. Cât de grea e trecerea asta de la 4+1 la 5+1, 6? Nu, 4, 6, apoi 8. 8+1, da, și pe aceea 11. De-aia se și fac aceste etape ca trecerea să fie ușoară. De la 4 treci la 6, de la 6 treci la 8, deja când ai trecut la 8+1, poți să vorbești deja de o tactică de joc. La 4+1 și 6+1, încă nu. Deci e greu, va fi greu. E foarte greu de la 8+1, e foarte greu la 11. Eu am lucrat cu grupa de 2008, v-am spus, și am fost și principal un an și jumătate, apoi secund cu Florin Luță, cu Dobrotescu, cu Lică, acum lucrez cu Nelu Petrișor la 2008.
am avut jucători care la 8+1 erau cei mai buni. Când am trecut la 11, deja s-au rătăcit. Cum ar fi să vedem peste mulți ani un copil din această grupă jucând pe stadionul Ion Oblemenco și știind că dumneavoastră ați început fotbalul cu el? Ar fi ceva fantastic, vă dați seama. Problema este că ei sunt încă foarte cruzi și mulți dintre ei nu rezistă, eu știu, o perioadă așa de lungă. Foarte mulți se retrag, se lasă de fotbal, se apucă de carte, apoi intervine și, eu știu, un lucru care este firesc. O să vină alți copii mai buni decât ei. O să rămână cei mai buni, cei mai slabi o să plece. Selecția este continuă aici și lucrul ăsta este benefic pentru fotbalul nostru în general. Aș vrea să vă întreb și despre decizia din urmă cu un an, doi, nu mai știu exact, cred că în pandemie, când s-a spus că rezultatele nu se mai contabilizează în campionat. Nici acum contabilizează. Noi avem un campionat în 12 echipe aici pe zona județului Dolj. Decizie bună? Într-un fel este bună. Este bună pentru că asta nu ți aduce un plus de tensiune și să nu pui presiune pe copii. Dar este foarte bine să le cer copiilor să învețe să câștige. Nu poți să le spui niciodată înainte de joc, vedeți că nu mă interesează rezultatul, că mă interesează nu știu ce sau nu știu ce. Nu. Trebuie să te intereseze și rezultatul, chiar dacă nu este contabilizat, pentru că altfel copiii se învață să piardă și o să zică, ne-a spus domnul că nu contează. Contează foarte mult pentru moralul lor, să le dai încredere și plus de asta intervine și în cadrul echipei o competiție, să lupte pentru tricou. Mulțumim frumos! Mulțumesc pentru ce!